Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem. O zi frumoasă de luni, o dimineață superbă, nu e foarte frig afară pentru cei care vă pregătiți să plecați la serviciu. Puteți să nu chiar vă înfofoliți, că nu bate vântul, nu a nins între timp. Deci e o zi așa de decembrie, ca de toamnă târzie, să spunem, un pic mai friguroasă. Iarna încă nu și-a intrat în drepturile ei reale, dar vrem, nu vrem, suntem în 11 decembrie, cred. Bună dimineața, Alin! E 11 decembrie astăzi? Îmi face semn că da. Bună dimineața, Rosi! Toată echipa e aici, dragii mei, pentru că vrem să dăm startul unei noi săptămâni, o săptămână minunată, pentru că fiecare zi din această perioadă, până la sărbătorile de iarnă, acum, numai până la Crăciun și până la trecerea dintre ani, ne pregătim și de o vacanță prelungită pentru cei care se pregătesc de vacanță și serviciu permite. Toate administrațiile intră probabil mult mai repede în vacanță, ca așa e cu noile ordonanțe. Ne ducem către o vacanță forțată. Să sperăm că ne vom bucura și de schi pentru cei care schiază, de zăpadă pentru cei care schiază. Nu e cazul meu, îl consider sport extrem, dar m-aș bucura ca cei care iubesc aceste sporturi să se bucure copiii de patinoar, de un pic de gheață, de zăpadă, să ningă în seara de ajun. Ăsta e visul, cred că, a majoritatea copiilor. Tot despre copii vom povesti la început. În cursul zilelor trecute, săptămâna care s-a încheiat, am povestit că un cetățean din Orăștie, un om, despre asta vorbim, despre oameni, noi aici la Dale Dimineții, un om l-a întâlnit pe Moș Nicolae. Și așa cum bine știți, Moș Nicolae i-a dat niște cadouri să ni le aducă aici la Hunedoara 1 TV. Deja doi îngerași au intrat în posesia cadourilor. E vorba de Anastasia și Andrei. Ei au primit deja cadourile. Ceilalți copilași, rămâneți aproape de noi, nu ne pierdeți din vedere, pentru că în curând, în această săptămână, o să aflați cum îl veți întâlni pe Moș Crăciun și cum veți intra în posesia cadourilor. Dar eu am vrut să-l întâlnesc pe acel om și să-l rog să vină aici, la Dale Dimineții, să ne povestească de ce Moș Nicolae i-a dat aceste cadouri, pentru că așa cum știm cu toții, Moș Nicolae este un om foarte, foarte bun. A fost un om foarte, foarte bun. Și e bunătatea întruchipată, așa cum ne povestesc bunicii noștri, străbunii noștri, așa e exemplificat Moș Nicolae. Deci Moș Nicolae nu putea să meargă decât la un om cu o inimă foarte mare. Și am vrut să vedem de ce acest om din Orăștie are inima atât de mare și să vedem ce face cu ea, că să vedeți ce lucruri minunate se întâmplă, chiar dacă nu ajung în presă. Și alături de mine, dragii mei, Adrian Bota, din Orăștie. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc mult pentru invitație, pentru ocazia de a veni la noastră aici în emisiune. Referitor la Moș Nicolae, eu sunt prieten cu el de mai mult timp. Bine, mai de mult, pe vremea mea, avea altă... M-am mai întâlnit cu el și în alte ipostaze, poate nu chiar așa de bune, dar în timp am împrietenit cu el și admirând emisiunea ta, am vorbit cu Moș Nicolae să ne ofere niște cadouri pentru copiii care vin aici la tine, să facem niște copii fericiți, să fie bine. Să ajute Dumnezeu să facem, să găsim copii, să găsim calea spre sufletul copiilor. Acum, o parte dintre telespectatori știu că eu și Adrian Bota, Adi, cum îi spunem noi cei prietenii, mulțumesc, Rosi, foarte frumos, mulțumim, cadourile sunt aici sub brad, da, vă așteaptă, dragii mei. Și le-ați văzut toată săptămâna și o să le vedeți până când veniți să le ridicați. Noi suntem prieteni, a fost printre
primele persoane care mi-au întins o mână de ajutor atunci când eu m-am mutat în județul Hunedoara. Acum mulți, mulți ani. Și ne leagă o prietenie, să spunem, mai strânsă și mulți din cetățenii Orăștiei știu asta. Mereu Adi face ceva deosebit și o să vedeți despre ce este vorba, sper să nu se supere că dau din casă, eu mereu dau din casă, face lucruri deosebite care nu apar în media, n-a vrut niciodată să vorbească despre asta, nu apare pe Facebook ceea ce el face. De ce Moș Nicolae a considerat că are un suflet mare, o să vedem imediat, poate și conving să ne povestească. Cum l-am convins să vină astăzi aici? La gala de la Orăștie a fost nominalizat voluntarul anului. Ăsta a fost motivul pentru care l-am invitat aici, cu șustă. Da. Nu, m-am așteptat că o să vorbim despre alte lucruri. Am pornit pe lucrurile astea. Nu știu ce să zic. Da, într-adevăr, am fost nominalizat la voluntarul anului. A fost o mare bucurie pentru mine că am fost nominalizat la acest titlu. Am fost alături de oameni minunați din municipiul Orăștie, oameni profesioniști și care au reușit în cariera lor profesională. Referitor la acest titlu de voluntar anului, am fost alături de alți voluntari din municipiul Orăștie, foarte valoroși, oameni minunați care fac lucruri minunate pentru oamenii care au nevoie de voluntariatul ăsta. Aș vrea să menționez aici că am concurat cu Asociația Lions, la fel o asociație care face foarte multe lucruri pentru persoanele nevoiașe și un alt nume, acum îi nedreptățesc pe ceilalți, dar un alt nume a fost cântăreața Gianina Blaga, la fel o altă persoană pe care eu o admir pentru modul modest în care își expune faptele, dar eu cunosc faptele ei și a fost o mare bucurie pentru mine să fiu nominalizat la acest titlu. A fost o nominalizare care nu a fost doar a mea, a fost și a celor din spatele meu care mă ajută să fac bine pentru cei care au nevoie. Și ajungem la cei care au nevoie, dragii mei, să vedem despre ce este vorba. Fiecare localitate, oricât ar fi de mică, de la sat, comună, municipii, orașe, lângă fiecare localitate există o zonă mai defavorizată, spunem noi, ne place să spunem. O zonă, cât un cartier, unde oamenii, să zicem că viața lor, din anumite motive, nu e la fel cu a noastră. Zone unde întâlnim copii care nu au acces la educație neapărat, părinții poate nu au pregătirea, școala necesară pentru a-și duce mai departe visul ca copiilor să răzbată. Vorbim de zonele acelea în care, pe care noi, oamenii de rând, le evităm. Nu intrăm în cartierele acelea, uneori de teamă, alteori de teama sufletelor noastre, pentru că ne întâlnim cu realitatea și nouă ne place să trăim într-o lume a noastră, zic eu. Și fugim de întâlnirea cu realitatea. Adi, tu intri în astfel de zone și ești, să spunem așa, un om care te duci acolo într-o zonă, la undeva în Orăștie, nu dăm nume, nu vrem să jignim pe nimeni, oamenii își duc sărăcia cu stoicism, cu capul sus, așa cum pot. Dar există o astfel de zonă și tu pătrunzi acolo destul de des și faci asta de ani de zile. Nu e de ieri, nu e de alalteri, sunt ani de zile de când tu îi cauți pe acei oameni. Da. Când ai început să mergi? Acum câți ani? Îți mai aduci aminte?
Când ai început? Normal. Cred că vreo 7 ani jumate, nu știu cât. Nu sunt 8 ani, 7 ani jumătate, cred că, dacă nu știu un pic mai bine, că era cumva pe începutul iernii, cam așa a fost. Da, este o... Când privesc în urmă, mă gândesc că ar fi o nebunie să o iau din nou de la capăt. A fost poate și un pic de... Am fost chiar un pic inconștient, nu am știut la ce o să ajung, dar acum, la nivelul ăsta la care sunt acum, chiar sunt un om, cred că, împlinit în urma faptelor pe care le-am reușit, lucrurilor pe care le-am reușit acolo în zonă. Este o zonă în care, într-adevăr, toată lumea se ferește și eu, la rândul meu, sau oricine se ferește să intre în acele zone. Sunt zone în care este, într-adevăr, polul sărăciei. Lucrurile au evoluat și asta mă bucură față de acum 8 ani de când am intrat acolo în acele zone. A fost o muncă, acolo sunt o muncă intensă, sunt problemele diverse de toate, în toate domeniile și au probleme de toate genurile. Am intrat acolo, da, a fost foarte greu. Din păcate sunt cumva singur în acea zonă. Mai sunt și alte persoane care vin, dar renunță repede, pentru că acolo trebuie să ai și, cred, zic eu acum, un pic de nebunie să reziști în acele zone. E foarte complicat. Dar cu muncă, cu ambiție. Eu sunt mă caracterizez un om ambițios către încăpățânat, așa. Adică dacă din 100 de persoane, 90 îmi spun să nu fac asta, mă ambiționează și mai tare. Nu mă oprește din asta. Cam așa s-a întâmplat acolo. Și sunt acolo, mi-am făcut legături, sunt cu oamenii aceia, colaborez. Ei au nevoie de tot felul, iar eu încerc măsura posibilităților să fiu aproape de ei, să îi ajut așa cum pot, așa cum în măsura posibilităților. Ei au multe probleme de rezolvat, dar ce pot să rezolv, rezolv. Îi ajut în toate domeniile care sunt. Cum am început, mi-aduc mereu aminte de treaba asta. Asta vreau să te întreb. Am pornit într-o seară, era mai răcoare, că de asta mi-aduc aminte minte mereu că era frig și am dus la capătul orașului, trebuia să duc niște materiale să le arunc la groapa de gunoi. Ei, acolo pe drum erau niște copii, se jucau, am oprit mașina, unul dintre ei, foarte țâgnos, la vreo 10-11 ani, a zis, nene, haide să vă ajut. Păi, cum să mă ajut? N-am mai prea gândit eu așa, el s-a urcat în mașină, am plecat cu el, m-am dus la groapa din în fine, am răsturnat acolo ce am avut de făcut și am zis către el, hai să te duc acasă, să te duc înapoi. Și mi-a zis, nu pot să mă duc acasă, că trebuie să rămân să adun niște lemne, pentru că eu asta treia să fac de acum câteva ore, dar m-am întâlnit cu copiii, m-am jucat și... În fine, am zis, ce lemne să aduni acum noaptea pe terenurile alea? În fine, el cunoștea terenul mai bine, dar era întuneric, că nu este lumina, groapa de marginea orașului. Și l-am luat cu mine, am zis, hai că mergem undeva să facem rost de lemne. În fine, așa am dus lemnele, am cunoscut familia. Să știți că acolo oamenii, la început, ei așa sunt obișnuiți, adică vine cineva, poate, dacă au noroc, le oferă ceva și pleacă. Eu am rămas și am început să mă interesez, copilul nu mergea la școală, în fine, am revenit și a doua zi cu alimente, cu lemne, cu ce m-am gândit, pentru că am rămas marcat de acel copil, de maturitatea acelui copil la 10 ani, să fii foarte conștient că trebuie să aduci lemne la familiei tale și am fost impresionat. Apoi următoarea familie și următoarea familie. Și ia că după 8 ani de zile am devenit un om de-al locului, cum le place lor să spună, ești de-al nostru, cum spun majoritatea acolo. Să știți că acolo sunt practic împărțiți în 3 zone, dar împreunate, dar sunt pe 3 categorii, să zic așa. Și cred că de-a lungul anilor, cred că am fost în fiecare locuință,
și în fiecare familie. Aproape îi cunosc pe toți și le cunosc și problemele și copiii și câteodată, bine, nu pot să-i țin minte pe toți, îmi iau un carnețel ca să pot să țin minte fiecare familie, câți copii au, câți ani au copii, pentru a ulterior de a interveni în familia lor cu ceea ce au necesar. Nu, ce înseamnă pentru un om ca tine, Adi, sărbătorile de iarnă când când te gândești că acei copii, ce simți tu în sufletul tău, și mergem pe repede înainte, că vreau să trecem peste asta, dar ce simți tu în momentul în care știi că acei copii poate nu primesc nimic? Și când mă refer la nimic, e nimic. Adică acei copii nu au, poate, nu că l-așteaptă pe Moș Nicolae sau pe Moș Crăciun. Ei se gândesc dacă vor avea o plăpumioară, o hăinuță mai groasă. Ei cresc, exact cum ai spus, de la an la an. Tu trebuie să le ții minte mărimile. Au crescut, trebuie să-i cumpere altă geacă. Adică, cum, ce simți tu? Simți așa că a devenit parcă parte din tine ca un părinte. Ești tată, știm asta, dar toți copiii ăia parcă sunt copiii tăi. Într-un fel da, și cred că nu sunt ca un tată, n-ai cum. Sunt un prieten al fiecărui familie, a fiecărei familii de acolo. Îmi place să cred asta și simt asta atâta timp cât când ajung în acele zone, bine, destul de des, pentru că fac timp, și mergi prin cartier, iar copiii se țin după tine sau... Se întâmplă tot felul de lucruri minunate pentru sufletul meu, pentru că asta nu am știut de la început, dar am descoperit această bucurie în sufletul meu de a fi acceptat și iubit de copiii de acolo din zonă. Este foarte complicat să intri la sufletul lor, pentru că ei cresc într-un alt mediu în care nu sunt obișnuiți cu aceste lucruri. Dar în timp, asta este cea mai mare realizare de acolo. Chiar vreau să vă spun, am fost odată cu campionul național la tir cu arcu, nu știu dacă îl cunoașteți, Ionu Dosa, este un... A fost invitatul meu la o super dimineață. Da, da, n-a știut. Și el își căuta copii tineri pentru acest sport și a zis, hai că vin cu tine. Și am intrat într-o zonă acolo și niște copii mici au venit și m-au îmbrățișat, adică se țineau așa de mine și el a rămas impresionat, mi-a făcut și ceva, el are fotografiile, și vreo două zile la rând mă suna în continuu și zicea, bă, dar nu pot să cred, cum pot copiii ăia, tu ești un străin, adică să vină și, bă, nu pot să cred, ei erau foarte șocați. Asta este o chestie care pe mulți care vin acolo îi șochează cumva, că te implici foarte mult emoțional, să știți. Deci sunt lucruri care la început m-au marcat foarte tare. Mergeam acasă și nu știam ce să... Deci povesteam doar lucrurile de acolo. Uneori am și stresat pe mulți din prietenii mei. Acum am început să nu le mai prea povestesc, pentru că îmi dădeam seama că pe unii chiar poate nu-i interesează sau știu, eu obosesc cu aceste povești. Dar sunt realități, sunt realități. Acolo este o zonă în care copiii cresc într-un mediu în care este mai puțin propice pentru un copil să găsească bucurie, fericire și așa mai departe. E o lipsă de educație totală și plus că nu au condițiile necesare. Să știți că o parte din acel cartier sunt oameni care nu au apă, gaz, curent, n-au nimic. Deci este inuman să trăiești în acele zone. Dacă își fac o ciorbă, își iau apa direct din râu sau nu mai vorbim de toalete și așa ceva, pentru că nu există. Deci de aici pornim. Oamenii sunt care vin. Am avut și prieteni care vor să vină, de exemplu, sunt oameni care vor să mă ajute, pentru că să știți că de foarte multe ori toate aceste lucruri care le fac, le fac și cu ajutorul
și al prietenilor, adică am ajuns la un nivel în care îi monitorizez, să zic așa, și pe familiile prietenilor mei, pentru că știu că dacă aici am o familie cu 5 copii care au o anumită vârstă și are 7-8 ani și am un prieten care are copil de 7-8 ani, îl monitorizez și pe acel prieten și îl sun când acela are nevoie, îl sun pe celălalt și îmi spun, uite, am nevoie de o pereche de păpuci, dacă ți-a rămas, te rog frumos, ajută-mă și așa mai departe. Dar sunt și persoane, că aici vreau să ajung, sunt persoane care vor să vină să vadă cu ochii lor și rămân șocați și rămân marcați pur și simplu de lucrurile care sunt acolo. Nu știu, că nici nu aș vrea să spun lucruri dure, dar sunt lucruri, vă spun, vin oameni cu mine care poate, nu zic că n-au încredere în mine, dar de multe ori sunt oameni și zice, bă, uite, mi-ai cerut un frigider sau mi-ai cerut un aragaz sau mi-ai cerut, hai că vreau să văd și eu unde îl duc. Ei, și vin cu mine, că eu duc, n-am nicio problemă și duc acolo și rămân marcați și când plec cu ei de acolo nu mai vorbesc, stau așa pe mașină și îmi zic, la final eu nu mai vin aici. Așa, da, pentru că este o lume dură. Trebuie să fii foarte bine pregătit psihic. Pe mine acum nu mă mai afectează, intru în toate casele, toată lumea mă cheamă, când merg acolo simt așa că sunt de-a locului și oamenii au diferite nevoi, nu numai materiale sau, nu știu, de orice gen în case sau, nu știu. Dar la început au avut nevoie de foarte multe lucruri, deci am găsit foarte multe familii care n-aveau buletin sau n-aveau buletinul expirat sau... Și am avut un caz în care am găsit la pandemie, a fost în vremea pandemiei, am găsit un băiat de 18 ani care nu avea niciun act de identitate. Deci ca să vă dați seama la ce nivel este acolo, copilul era născut în Franța, l-au luat de mic, cu baza unui certificat probabil acolo emis, pe care s-a pierdut, l-au adus în țară și l-au lăsat aici. Și copilul a crescut cu bunicii, noroc a fost cu minte, nu a făcut probleme, bine, nu a mers la nicio școală și nu a făcut niciun formă de învățământ și avea 18 ani și poliția, făcând o razie pe acolo, l-a găsit și n-avea niciun act, nu știau, l-a găsit pe stradă, că atunci era nebunia, da, aia, adică nu avea voie să ieși și na, am trecut dintr-o altă, dar vreau să vă spun la ce nivel se duce acolo viața. Avea 18 ani și nu avea buletin, au trebuit să iau de la zero, să caut acte, să trimit acolo în Franța unde s-a născut, până la urmă am reușit să-i fac buletin și a plecat. E plecat prin Franța, probabil la părinții lui, că na. Și sunt foarte multe lucruri, dacă aș putea să povestesc foarte multe lucruri care mi s-au întâmplat acolo de-a lungul timpului, sunt enorm de multe lucruri. S-au găsit familii care nu au apă în casă. Vreau să spun... Da, ați și tras apa, ați reușit, ai reușit la mai multe familii. Da. Este o bucurie enormă, deci când vezi că dă drumul la robinet și curge apa la el în casă, este o mare realizare pentru ei, este. Și te bucuri că ai făcut ceva, ai reușit ceva. Aici nu mai ține de donații, aici ține doar de nu știu, nu vreau să spun, de portofel. De portofel, zici bine. Da. Adică trebuie să... E nevoie de bănuți. Aici nu mai poți să te duci la ușă, trebuie să-ți suni pe un prieten, ai luat o primă, dă-și tu 10 lei, dă-și tu 10 lei, hai să strângem când trebuie 10 metri de conductă să tragem apa. Și să vă mai spun ceva. Pe vremuri, eu am intrat nu atât de adânc în acea zonă. Am foarte mulți prieteni acolo, îi salut și îmi sunt dragi. Am plecat din Orăștie, dar sufletul meu a rămas alături de oamenii din Orăștie. Am locuit acolo 24 de ani. Prin prisma meseriei mele de la acea vreme veneau să-și încarce cartelele, veneau la magazin. O vorbă bună. Să știți că sunt oameni mândri. Pe mine mereu m-a impresionat asta. De cele mai multe ori nu cer ajutor, trebuie să identifici unde e nevoia. Asta e mare lucru la ei, pentru că ei nu spun am nevoie de asta sau de asta sau de asta. Cumva
trebuie să te pliezi pe mințile lor, pe felul lor și să le respecti statutul de oameni, în primul rând, și să-i consideri oameni. Și mă gândesc că ei văd în tine respectul tău, pentru că de asta se apropie de tine. Da, sunt oameni care... Sunt și cei care cer mereu și încearcă, la început am mai pățit, încearcă să te exploateze puțin, dar în timp, respectându-i și luându-i așa cum sunt, n-am încercat niciodată, acolo am învățat și eu, pentru mine a fost o lecție, că trebuie să iei oamenii așa cum sunt. Nu poți să încerci să-i schimbi, trebuie să-i accepți așa cum sunt ca și să-i respecti. Și în timp am căpătat și eu respectul. Mi-aduc aminte de cineva, era foarte mândru că zugrăvise în casă și a zis: domnul Adi, vă rog frumos să veniți și la mine. Eu îl mai spuneam, era prieten cu o beutură atunci și spuneam, tot zicea, nu-i ajung banii, nu știu, și am zis: mă, dar încearcă, uite, vecinul tău are, pentru că are alte priorități, tu de ce nu poți? Și în timp tipul s-a lăsat de acest sport și a început și el să facă pe lângă casă și a început să-și respecte și el familia și lucrurile mergeau într-o direcție normală, dar sărăcia este acolo, adică, dar el era foarte mândru că a zugrăvit. Asta vreau să spun despre oamenii care nu cer. Și eu m-am întâlnit cu el pe acolo, dar atunci m-a chemat înăuntru să spună că a zugrăvit și mi-arăta, era atât de mândru de el că a zugrăvit în casă și mi-a explicat: uite, aici doarme soția cu copiii, avea trei copii, trei fete, și zice: aici am partea asta lantă, aici dorm eu. Și na, casele nu sunt mari acolo, să ne înțelegem, căsuțele înseamnă o casă, acolo înseamnă 20 de metri maxim, acolo stau toți îngrămădiți, fiecare, sunt case în care stau și 8 într-o cameră. Și m-am uitat, fără să-mi dau seama, când să ies, am zis: tu unde dormi? Adică, unde dormi tu? Păi zice: aici dorm, în casa asta. În camera asta, da? În cameră nu exista pat. Erau trei covoare acolo rulate în capăt și o pernă. Și am zis: nu se poate. Păi unde? Care-i patul? Păi zice: nu, covoarele alea le întind și pun o pernă și acolo pe ele dorm. Da, deci om care... Mă întâlneam des cu el, dar nu mi-a cerut niciodată un pătuț sau un pat, că bă, nu am pat, nu, dar așa descoperi problemele lor, exact cum ziceai, sunt și oameni foarte mândri, foarte mândri de ei și nu-ți cer ajutorul și pentru asta eu merg în fiecare casă, iar ei s-au obișnuit deja cu mine, eu nu mă duc și le iau, bă, nu, mă duc, intru la ei acolo în casă, cum au ei acolo, m-am obișnuit și, uite, vă dau un alt exemplu, aveam o bătrânică, la fel, foarte mult, o simpatizez și am prins așa drag de ea și ea de mine, este într-o parte, zona, m-a spus în trei zone, mai bună, mai și mai. Și m-am dus la ea, am zis: vreau să văd unde stai. Păi nu, domnul Adi, nu trebuie să veniți, nu știu, nu se poate, zic, trebuie să vin la tine. Și am intrat la ea în casă, avea o bancă pe care dormea și era atât de mică băncuța, dar ea se întindea acolo, la picioare avea un scaun atașat de lângă bancă în care dormea, dar avea demnitatea asta să nu spună cât de nevoiașă este sau ce probleme sunt. Sunt lucruri care te marchează, să știți, sunt chiar zilele trecute m-am întâlnit cu ea acolo la magazin și de câte ori mă duc, mă îmbrățișează și credeți-mă, nici nu știu cum o cheamă exact. Dar, vedeți, sunt tot felul de lucruri dintre astea care te încarci emoțional cu ele și rămâi cu ele. Adică trebuie să le rezolvi. Aici e o problemă. Te duci, descoperi și nu mai ai astâmpări. Adică te gândești, te conectezi la acele probleme și nu mai poți să dormi noaptea. Așa, na, așa am fost mereu. Și te gândești, mă, ăla nu are păpuc, ăla trebuie să-și trimite la școală, ăla nu are haină, ăla nu are nu știu ce. Și atunci te conectezi la ele și dacă nu reușești să fac rost din altă parte, atunci n-am ce să fac. Pentru a rezolva problema, o rezolv pe cont propriu și asta e. La un moment dat, într-una din poveștile noastre, mi-aduc aminte că arsese o casă. Da, și din... Da. Din păcate am mai ars una zilele trecute. Din
temelie toată, doar câteva pereți au mai rămas, atât. Sunt probleme acolo, sunt probleme mari cu curentul, pentru că ei se alimentează cu curent. Nu au casele lor, nu au contracte, nu sunt construite legal cum ar veni. Este foarte greu să se lege la rețeaua de electricitate, sumele sunt foarte mari și atunci își pasează curentul de la unul la altul, deci cine are curent dă și la vecinul, vecinul dă și la vecinul și atunci se întâmplă nenorocirile astea mari. Într-adevăr, am făcut o casă de la zero, a fost o reușită, da, mă trec de multe ori, mă bag la acea femeie, era o femeie care căuta prin gunoaie, ea mai amărâtă maxim și mi-aduc aminte și acum când am mers la ea, stătea în cele patru pereți, cei patru pereți care au mai rămas, nu mai arseseră și ușile, da, și stătea pe o fel de salteauă care nu arsese în totalitate și plângea și ploua. Imediat după incendiu a plouat, ploua și ea stătea acolo amărâtă și a fost imagini impresionante, să știți, pentru mine sunt lucruri care te marchează pentru toată viața, pentru că realizez și am zis, bă, aici trebuie să facem casa asta. Nu am reușit, nu eu singur, am avut nevoie, atunci cred că a fost prima dată când am cerut ajutorul pe Facebook, și, dar nu am cerut-o pentru mine, am cerut pentru acea familie. Aici m-am confruntat cu niște lucruri mai puțin plăcute, dar până la urmă am reușit să termin acea casă și să o fac un acoperiș și am reușit cu ajutorul unor persoane de bine să facem rost de geam, de ușă, în fine, și am refăcut acea căsuță. Și sunt așa simt un sentiment de împlinire când trec și mă mai bag pe la ea și îmi dau seama că am o nouă realizare acolo, dar vă spun, nu singur, cu ajutorul oamenilor de care mă rog mereu de când de unul, când de altul, sunt așa ca un cerșetor, când se întâmplă câte ceva, o iau, o sun și mă rog de fiecare să facem o treabă. Și la început mi-a fost foarte greu și vă spun, aici vreau să vă spun și vreau să le mulțumesc în același timp autorităților din statului, mă refer la doamnele de la primărie, doamnele de la asistență socială, care la fel colaborez foarte bine cu ele și sunt alături de mine și eu alături de ele în diferite situații și în diferite cazuri, nu știu, poliție, tot ce ține, adică tot peste tot pe unde oamenii ăștia au probleme. La început eram privit, ce caută ăsta, adică te priveau așa, bă, dar stai un pic, dar trebuie să te duci, trebuie să facă cineva munca asta, pentru că acei oameni sunt foarte mulți, din păcate, care nu știu să scrie, nu știu să citească. Ați văzut cum merge treaba câteodată cu funcționarul public, care nu-l poți învinovăți chiar așa tare, pentru că dacă mai sunt încă 20 la rând și are și el o zi proastă, explicațiile lui sunt vagi, oamenii nu prea înțeleg nimic, vin acasă, mă sună, uite ce am pățit, trebuie să fac asta, atunci mă duc eu cu el, îmi rup din timpul meu și mă duc și încerc și în mare parte le rezolv. Mă priveau într-adevăr cu scepticism. Da, deci totuși, cine e ăsta? Toată lumea vede asta ca pe un interes. Adică ne-am obișnuit în ultimul timp să credem că toți oamenii care fac bine o fac dintr-un interes sau pentru... Na. Și atunci, în timp, să știți că acești oameni care lucrează în instituțiile statului au înțeles că eu, de fapt, vin nu numai în sprijinul celor care au nevoie, ci și în sprijinul lor. Pentru că acum lucrurile s-au cam întors și să știți că sunt oameni care lucrează la primărie sau unde vin și mă sună și spune, uite, vezi că a venit cineva și nu a înțeles. Te rog frumos, ajută-l pentru că noi nu avem timp sau fă-i actele sau... fă-i copiile, da. Scrie cererea în locul lor, pentru că asta face, dragii mei, l-am lăsat, nu vreau să-l las să povestească,
pentru că dacă îl oprești, probabil își realizează unde e. Sunt foarte multe lucruri de povestit. Scrie cereri, dragii mei, în locul oamenilor de acolo. Merge, face copii, acum vă dau din casă de tot și a cumpărat copiator, Xerox. Cred că cât bănesc. Am tot, deci vă spun, am tot și dubiță mi-am cumpărat, pentru că de fiecare dată dacă cineva îmi dona un dulap, uite, am nevoie, uite, na, trebuia să mă rog de altcineva care să încare dulapul și eu trebuie să-mi iau o mașină ca să car eu, adică să meargă treaba mult mai repede și... Și cu toate acestea, ultima dată când l-am întâlnit la orăștie foarte de curând, ce credeți că făcea? Zugrăvea o garsonieră, nu a apelat la ajutoare, domnul Adi Bota, zugrăvea. Zice, ce faci, zugrăvești tu? Da. Păi n-ai chemat pe cineva să te ajute? Nu, zice că mai fac sport, cred că, nu știu. Da, asta mă duc și ajut din... și persoanele de acolo. Poate, nu știu dacă s-au trezit așa de dimineață, dar am fost, nu știu, și când s-a construit biserica. Aici, iară, vreau să spun, oamenii au o biserică lor acolo. Oameni, să știți că lumea s-a schimbat de acum 8 ani. Oamenii de acolo, din cartierele alea, au făcut progrese deosebite. Foarte deosebite, mari. Și s-au schimbat și ei, merg la servici, majoritatea. Merg la servici, te intri în case unde găsești altfel, au curățenie, să știți, au progresat enorm, datorită și poate și a credinței care au intrat sau cred în... sau au biserica și-au lor. Și-au găsit credința, da, și-au găsit drumul către divinitate. Și eu care nu mergeam la biserică, recunosc, nu am avut treaba asta cu biserica, să știți că mă duc și eu acolo la biserică și pășesc. Un om, să vă spun, un om care nu merge la biserică, când merge după nu știu câți ani, are un pic de teamă când te duci la biserică, nu știi ce să faci. Ești nevinovat cumva pe acolo, că nu știi ce se întâmplă. Ei, eu acolo când am intrat și când merg, mai merg, intru cu bucurie, așa, cu încredere în mine, că văd că lumea mă respectă și sunt de-al locului și mă simt așa important cumva și mă simt foarte bine acolo. Mă pun pe o bancă, bine, copiii vin și își fac loc acolo lângă mine. Și este un lucru minunat care s-a întâmplat pentru acele cartiere, faptul că și-au găsit credința și există un om extraordinar acolo, un pastorul lor, care ajută face și foarte ține aproape. Multe lucruri pentru și ei. Și te ajută și pe tine, pentru că ține legătura cu ei și uite, nu mai ești singur. Și vreau să mergem pe repede înainte, pentru că e și 37, deci timpul să scurge așa cum se scurge la dale dimineții. Și vreau să trecem, prima dată vreau să ne povestești cum ai dus mâncarea, să vedeți ce a făcut și a lăsat. V-am spus că dau din casă. Cum ai luat mâncarea în ajunul Crăciunului și ai plecat ca și din frigiderul cui? Stați să vedeți. Da, da. O să mă certe pentru asta. Nu știu, dar dacă e de povestit, cum să vă spun? Unde era situația? Eram la soacra mea, că veniseră și ceva neamuri. În fine, și ea s-a pregătit. Vedeți cum e viața. Unii au prea mult și unii nu au deloc. Cam asta e situația. Unii sunt supărați că nu stă beteala bine pe pom, că văd pomul acum aici. Și unii nu au pom. Venisem de la o familie care e o familie mai amărâtă acolo, capul familiei, să zicem, nu are degete aici, în fine, din urma unui accident. Și sunt foarte amărât și veneam de la ei și își făcea, era în ajunul Crăciunului și făceau cartofi prăjiți, pentru că altceva nu aveau. Și am venit la soacra mea, bineînțeles, eram și marcat așa și era chiar atunci la început și frigiderul doldora de mâncare și nu mai avea unde să pună în frigider, vai ce ne facem, câtă mâncare am făcut, uite avem și de aia și de aia și de aia și de aia. Ei, într-un moment de neatenție am golit tot frigiderul, am pus bine, m-am dus și am dus acelei familii și am fost așa de fericit și de împlinit că am știut că acea familie la acel Crăciun a avut de toate.
Bine, soacra mea asta, nu știu... Nu cred că s-a supărat tanti Sofia, o salutăm și o iubim. Eu nici nu am fost marcat deloc de plânsul ei, pentru că se gândea, Doamne, mâine de Crăciun trebuie să mă apuc să fac din nou mâncare, nu mai aveau nu nimic. Nu că nu avea, da. Dar nu trebuia da. Să facă din nou. Da. Și soția ta și tanti Sofia, mama ei, sunt persoane minunate, sunt la fel de dedicate față de oameni. Asta eu știu pentru că le cunosc personal și pe mine m-au ajutat de foarte multe ori. Și cumva ești încurajat de familie. Probabil că la început, așa cum ai spus, oamenii te-au văzut, acțiunile tale au putut părea ciudate atunci la început. Acum deja cred că familia cel puțin e lângă tine. Să știți că foarte multă lume, din păcate, cred că un procent foarte mare, mereu îmi spun nu mai oprește-te, bă, tu nu ce Dumnezeu, adică tu n-ai altceva de făcut sau încearcă să te, nu o să realizezi nimic, asta e vorba, vezi de treabă, dar acolo nu este vorba să realizezi ceva, este pentru tine, este din cum să zic, faci astea și pentru sufletul tău, pentru că te simți bine când vezi oamenii că îți mulțumesc, că sunt bucuroși că au rezolvat problemele sau că copiilor a venit cineva în sprijinul lor și i-a ajutat când au avut nevoie sau au, cum să vă zic, zona de voluntariat, să zic așa, înseamnă de la o îmbrățișare și până a le dona ceva sau a cumpăra ceva pentru ei, înseamnă că ai reușit ceva și asta este un lucru foarte important pentru mine și pentru cei care fac voluntariat, să știți că nu sunt singur. Eu fac într-o zonă, într-adevăr, foarte grea și complexă și cu probleme, cu... Na, dar v-am zis, greu, dar acum mi-e mai bine față de cum era la început. La început a fost foarte greu. Am fost și dezamăgit, dar în timp... Ai învățat să-ți stăpânești sentimentele da, cumva. Da, da, acum nu mă mai... Da, încerc imediat, deci când descoper ceva, nu mai stau să mă gândesc emoțional, încerc rapid să rezolv problemele. Și acum întrebarea pe care probabil o așteaptă toată lumea, fără să dăm culori politice, ați avut vreodată vreo personalitate politică marcantă a județului sau a țării care să vină să vă bată pe umăr și să zică vreau să te ajut? Bine, sunt și persoane care m-au ajutat financiar. Adică la rugămințele mele sunt persoane, nu dăm nume acum, nu dăm nume nici de bine, nici de rău. Dar să știți că au fost și persoane care foarte importante, care știu că sunt în acele zone și au apelat ajutorul meu, cumva ajutorul meu, să le înleznesc anumite intrări, da, ca să-și facă anumite reclame. Țin minte că a venit un om foarte important de la nivel național, foarte, da. Și m-a rugat, a zis, vreau să donez ceva acolo și am zis, da, cum să nu, eu mă bucur pentru cine vine și mă ajută. Și am zis, ce? Păi zice, am 15 plase cu cadouri și zice, dacă putem să facem și niște poze. Și am zis, Doamne, iartă-mă, zic, cum pot să vin cu 15 plase, zic, acolo, Doamnă, zic, nu se poate cu asemenea lucru, nu putem face treabă la mine să veniți de la 300 în sus, dacă vreți să, pe acolo nu poți să-i mulțumești, nu poți să realize, așa că mergi la două familii, asta e altceva, dar să vii în cartierele alea, deci acolo este, nu poți să faci un lucru bun decât la nivel mare, adică, cum să vă spun, eu în fiecare an donez la începutul școlii caiete. Cantități industriale. Nu pot, deci vorbim de mii. Nu pot să vii cu, n-am ce să fac 100-200 de caiete, deci nu vă dați seama, copiii sunt foarte mulți. Cred că sunt peste 400 de copii doar de la 12-13 ani în jos. Deci, pentru că familiile sunt foarte numeroase acolo. Da, nu vreau să... Nu, și mie oricum nu-mi plac astea cu manifestările astea, gen... Asta ne-am, și să știți că e o practică pe care au învățat-o foarte mulți. Și mie nu-mi plac chestiile astea care le-au învățat și alți oameni de la politicienii aceștia fruntași și mari. Au învățat să ne tot expunem și să tot punem
și să arătăm, de fapt, nu arătăm, arătăm cât de bun suntem noi. Asta e o chestie pe care nu, când facem ceva bun, trebuie să-l facem, sau un bine unei familii, trebuie să facem în liniște, trebuie să facem pentru suflet și să fii tu mulțumit. La noi e un pic de problemă cu faptele astea, adică trebuie să vadă toată lumea, să priceapă toată lumea cât suntem de buni și să ne expunem pe rețelele de socializare pentru a arăta că suntem buni. Deja nu mai faci pentru acel om acel lucru, acea faptă bună, de fapt o faci pentru tine, pentru imaginea ta. Nu am fost de acord cu asta niciodată și probabil nu voi posta niciodată pe o rețea de socializare că am fost la cineva și îl mai și arăt acolo în poză ca să vadă toată lumea cât e el de amărât și eu cât, mamă, ce lucruri extraordinare. Da, se practică în, din păcate. Noi știm că el are poze pentru că îi pozează casele, pozează să știe. Eu pentru și, ce, da, el are poze și trebuie să fac asta. Eu știu asta pentru că îl cunosc. Știm cu toții asta. Și trebuie să le am nu o imagine. Nu a vrut să dea nicio poză, tocmai și nicio filmare, tocmai pentru că a vrut să păstreze întreagă demnitatea acelor oameni. Mai avem 10 minute de emisiune. Vreau să te întreb, regreți ceva? Referitor la ce? La ceva din viața ta. Și bine, cum să vă spun? Ai vrea să schimbi ceva dacă ai putea să te întorci în trecut? Deci să facem așa, vezi mașina timpului? Regret. Regret, na, ca fiecare om. Acum noi am vorbit numai despre faptele bune ale mele și lucrurile minunate. Viața... Dar să știți că nu sunt un om chiar așa. Am și eu defecte cu grămada. Sunt un om care am amintiri și un trecut despre care nu vreau să vorbesc. Poate din gura mea nu au ieșit întotdeauna cele mai bune cuvinte sau cele mai bune sfaturi. Sunt un om normal și cu greșeli, cu regret lucruri rele care le-am făcut. Astea le regret și cuvintele grele pe care le mai scot câteodată. Na, așa sunt. Și cel mai mare referitor la voluntariatul, să știți că aici singurul mare regret pe care l-am, că am făcut voluntariat de atâția ani de zile, este că uneori am neglijat pe cei de acasă și mă refer aici la băiatul meu, care veneam seara târziu, îl pupam pe frunte, știam, el are tot ce-i trebuie, nu, mai bine mă ocup de alți copii, dar aici cred că am greșit, pentru că el acum e mare, a plecat la facultate și poate atunci când era lângă mine, avea nevoie de mine, de sfaturile mele, de să-i fiu aproape. Dar am ales să nu-i fiu, că am ales voluntariat și am ales să stau aproape de alte familii în detrimentul lui. Și aici cred că e cel mai mare regret al vieții mele, lucrurile nu se mai întorc. Acum cam asta ar fi regretele și minusurile mele, sunt un om normal. Și nu am ce să fac în legătură cu regretele. Eu zic că trebuie să privim mai departe, să privim în viitor, să mergem și să trăim fiecare zi așa cum este și să înțelegem că cel mai important lucru în viața asta este să fim sănătoși. Te vei opri? Nu știu, cum să vă spun, mi-e frică de ziua în care mă voi opri, pentru că simt câteodată o oboseală, nu vreau să zic că mă opresc, nu știu, dar poate va veni o zi în care nu mă mai interesează de nimeni și de nimic. Mă gândesc la acest lucru, referitor la munca mea extra, dar să știți că apoi îmi revin și îmi dau seama că sunt oameni de care m-am lipit acolo și sunt oameni care mă respectă și nu aș vrea să-i dezamăgesc. Sper să mai pot duce această muncă cât mai mult timp, nu știu. Și apropo de acești oameni, dragii mei, ne apropiem de final de emisiune. Îl salutăm pe Claudiu Achim, văd că se uită. Soția ta, Mona Ramo, ne spune bună dimineața, a fost prima. Doamna Adriana Furcă, o salutăm și îi mulțumim pentru mesaj, e o telespectatoare fidelă. Daniel Constantin, bună dimineața. Mirela Stoica, bună dimineața. Da, merită tot respectul din partea noastră că m-ați ajutat foarte mult cu tot ce am avut nevoie
Nu am cuvinte cum să vă mulțumesc din inimă pentru tot ajutorul pe care mi l-ați acordat. Domnul Adrian Daniel Constantin. Domnul Adrian este un om de suflet, cu suflet mare, care a ajutat mulți oameni. Bună dimineața, meriți totul, spune Marius Petru. Adrian este un om cu un suflet mare și respect și agită oamenii. Adrian este ajutorul nostru. Da, noi avem nevoie de el. Da, Adrian ne ajută pe mulți din cartier Orăștie, strada Digului. Da, domnul Adrian se implică în problemele noastre și ne ajută foarte mult. A fost ajutat în privința casei care mi s-a inundat, îmburdat acoperișul casei și domnul Adi mi-a întins o mână de ajutor când eram în pragul disperării. Nu am cuvinte cum să-i mulțumesc din inimă domnului Adi și că am fost ajutați foarte mult de dumneavoastră. Da, Adrian iese primarul nostru din Orăștie. Bună dimineața, domnul Adrian este un om cu suflet mare care s-a băgat să ajute, să se implice acolo unde oamenii nu dau nicio șansă. Strada Digului, încă un om ca acesta și treaba merge bine. Adrian ajută oamenii din cartier. Îl salutăm pe nenea Vasile, sper să ne vedem curând. Nu înțeleg de ce oamenii, scrie Aurelian Brănișcan un mesaj, nu înțeleg de ce oamenii nu apreciază oamenii ca Adrian Bota, corect. Da, noi avem tot respectul pentru Adrian, ajutorul nostru, respectăm oamenii care fac, nu vorbesc. Adrian este un om care ajută oamenii, mesajele curg, dragii mei, nu mai avem timp. Și-au curs toată emisiunea, vreau să-ți spun. Am zis că nu le citim, așa am zis, ca să nu te emoționezi, pentru că știu că tu te emoționezi. Știu că ești alături de ei. Uite și Cristina Salajan se uită. Salajan se uită, probabil, psihologa, o domnișoară, o doamnă psiholog din Orăștie. Probabil și ea are contact cu acești oameni. Și da, nu cred că te vei opri, eu, părerea mea personală, pentru că oamenii ăștia te caută. Oamenii ăștia fac parte din viața ta la momentul ăsta. Da. Da, le mulțumesc. S-au trezit așa de dimineață. Nu știu cine. O să mă uit și eu să văd cine a scris. Bine, sunt foarte mulți oameni. Sunt mulți. Ei sunt foarte multe familii. Și credeți-mă, câteodată nici nu știu cum îi cheamă. Nici nu-i întreb. Nu mă interesează, dar îi simt, îi știu, mă duc, mă simt iubit, apreciat, respectat. Iubit, nu trebuie să ne fie frică, eu încerc în fiecare dimineață și tu mă cunoști foarte bine, ne e frică să folosim cuvintele dăruite de Dumnezeu. Pentru că până la urmă iubirea nu înseamnă doar acea iubire pe care noi o înțelegem. Poți să iubești un om... Poate că nu faci niciun fel de gest de afecțiune direct cu persoana respectivă, dar poți să-i porți un gând bun sau poți să iubești un om doar că te gândești că acel copil sau acel bărbat, acea femeie poate nu are din ce găti, nu are din ce și trebuie să pună ceva pe masă. Și asta e un semn de iubire. Un semn de iubire și de credință. Și te rog în două cuvinte, în trei cuvinte, să transmiți ceva celor care sunt acolo, familiei tale, oamenilor pe care îi vrei alături de tine să te ajute, poate vrei să le mulțumești celor care au donat, dar în foarte puține cuvinte, pentru că spațiul de emisie s-a epuizat. Ce să zic? Toată lumea își dorește de sărbători, sunt aceleași urări de fiecare dată. Eu zic că oamenii trebuie să învețe, să creadă că bucuria și fericirea lor depinde doar de ei. Vin din sufletul lor bun. Și vreau să le doresc tuturor, cum să vă spun, să încerce să fie mai buni. Adică mai bun înseamnă fiecare dintre noi știm o familie necăjită, știm un neam sau... Haideți să facem, acum, bine. Oamenii sunt obișnuiți doar de Crăciun și de Paști. Ne înghesuim să facem fapte bune. Și în timpul anului este nevoie de fapte bune. Și fiecare dintre noi cunoaștem familii amărâte și necăjite și care au nevoie de ajutor. Haideți să luăm, fără tam-tam, fără din sufletul nostru. Facem un pachetel și îl ducem la vecinul, la... Eu cred că
aici este chiar împlinirea de Crăciun. Adică pentru sufletul dumneavoastră să vedeți că vă simțiți mult mai bine și mai împliniți și o să aveți un Crăciun fericit gândindu-vă că ați făcut o faptă bună. Și să nu ne pierdem credința în Dumnezeu. Eu am descoperit și în acele zone că Dumnezeu este câteodată și aproape de noi. Eu nu mă gândesc tot timpul la Dumnezeu, cred, dar știu că Dumnezeu mă ajută și are încredere în mine și este alături de mine. Și așa trebuie să gândim toți că trebuie să facem lucruri și să credem în ceea ce facem pentru noi. Deschideți ușa vecinului, cu siguranță pe casa scării, casa blocului, pe stradă. Nu trebuie să dăruiți nimic. Trebuie doar să deschideți ușa și să dați un bună ziua. Și e o faptă bună. Sunt oameni care sunt singuri. Călcați-le pragul și veți fi surprinși de câtă iubire primiți. Un pepe rosi, că ne apropiem de ieșit afară din căsuță. Dragii mei, mulțumesc încă o dată Brutăriei Mercurian că e alături de noi, ca în fiecare dimineață, cu chec și cornulețe, cu cozonac și pită din cetatea Orăștiei, așa cum se face doar acolo la Brutăria Mercurian. Eu le mulțumesc tuturor de acolo, mulțumesc Flavia, mulțumesc Neluțu, vă salut pe această cale și vă salut toată familia și sper să rămâneți aproape de mine până la sărbători. Punctele de livrare din județul Hunedoara și din județul Alba, dragii mei, le găsiți pe ecran, pe pagina noastră de Facebook, pe pagina de Facebook a Brutăriei Mercurian. Vă mulțumesc și vă iubesc și vă salut pe toți. Și până mâine dimineață, dragii mei, un mesaj foarte frumos. Așa să ajute Dumnezeu și noi vom fi alături de El. Deci cei care au urmărit emisiunea și sunt în o situație delicată de viață, dăruiesc și ei. Pentru că au învățat. Au învățat că pot primi daruri de la oameni așa ca Adrian Bota. Mâine dimineață alături de mine un senator, Basilică Potecă, va veni să ne povestească cum se desfășura în copilăria domniei sale sărbătorile de iarnă. Pentru că suntem la dale dimineții și suntem într-o perioadă binecuvântată, cea mai frumoasă perioadă a anului, înainte de Sfânta Sărbătoare de Crăciun. Până mâine dimineață, dragii mei, eu pot doar atât să vă spun că vă iubesc, vă dăruiesc, dăruiți și voi din iubirea voastră. Vă iubesc!